La sfârșitul săptămânii trecute la sediul instituției prefectului județului Olt a avut loc o ședință de lucru privind desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în noul an școlar 2022-2023. La această întâlnire au fost prezenți prefectul județului Olt Florin Constantin Homorean, subprefectul județului Cosmin Floreanu și reprezentanța inspectoratului de poliție județean Olt a inspectoratului pentru situații de urgență, a inspectoratului școlar județean și ai direcției de sănătate publică Olt. În cadrul acestei ședințe s-a stabilit constituirea prin Ordin de prefect a unei comisii mixte de verificare a unităților de învățământ preuniversitar, unde au fost identificate probleme sau deficiențe de funcționare din județul OLT și s-a dispus analizarea mai multor aspecte. Având în vedere că anul școlar 2022-2023 se apropie cu pași repezi, am Constituit o echipă de verificare mixtă din reprezentanța Institutului Prefectului, a Inspectoratului Școlar Județean și a Inspectoratului pentru situații de urgență, care se va deplasa în unitățile școlare uh, cu probleme mai mari. Uh, de asemenea, Inspectoratul Școlar Județean a efectuat deja uh, o inspecție proprie în toate unitățile școlare din județul nostru. Am luat aceste decizii pentru a ne asigura că, în data de 5 septembrie, unitățile școlare din județul nostru sunt în condiții corespunzătoare pentru a începe noul an școlar. La, la începutul, înainte de începutul anului școlar vom avea o radiografie, dacă pot să-i spun așa, a tuturor unităților școlare din județul nostru pentru a vedea dacă condițiile sanitare sunt îndeplinite, de igienă, dacă condițiile de protecție împotriva incendiilor sunt de asemenea respectate, dacă... Asigurarea utilităților, încălzirea spațiilor respective pe timpul iernii sunt asigurate, de asemenea, resursele financiare pentru desfășurarea procesului educațional în condiții cât mai bune. Instituția prefectului va fi implicată îndeaproape pentru ca, până la începerea anului școlar, unitățile de învățământ preuniversitar să poată asigura condițiile necesare desfășurării activității. Prefectul dorește să contribuie la creșterea nivelului de performanță a sistemului de educație, motiv pentru care se asigură din timp că toate școlile din județul Olt vor începe anul școlar pe 5 septembrie în condiții corespunzătoare.